Bună, dragilor, sunt Andra Mihaela și am revenit cu un nou filmuleț, un alt capitol din cartea Gândește-te că ești bogat, carte scrisă de Anthony Norvel, capitolul 12, intitulat Vârtejul psihic al banilor, îți poate aduce bogăție și abundență. Urmăriți capitolele anterioare, dacă nu ați făcut-o încă, mai sunt câteva capitole până la finalul cărții. Înainte însă de a începe, nu uitați să apăsați butonul de subscribe dacă n-ați făcut o încă, să dați share și like la final dacă v-a plăcut. Vă aștept și pe grupul privat de Facebook Îndrăznește să crezi, tehnicile lui Neville Goddard și ale altor mistici, precum și pe site-ul îndrăznește să crezi.com, unde găsiți oferte de Crăciun pentru toate pachetele. Să începem! Capitolul 12. Vârtejul psihic al banilor îți poate aduce bogăție și abundență. Există o putere psihică în interiorul minții tale superioare pe care o poți motiva pentru a ghida să te îndrume spre faimă, avere și succes. Poți crea un vârtej psihic de bani în interiorul acestor centre ale minții superioare care le va ghida infailibil spre bogăție. Această îndrumare psihică a condus mulți oameni spre succes. Jesse Livermore a avut odată o bănuială psihică de a vinde acțiunile companiei feroviare Southern Pacific pe termen scurt. Își pusese toți banii în acumularea acestor acțiuni. Câteva zile mai târziu, a avut loc cu tremurul din San Francisco iar acțiunile s-au prăbușit cu peste 100 de puncte peste noapte. Livermore a devenit milionar jucând de această bănuială psihică. Poți crea un vârtej psihic de bogăție și abundență infinită în propria ta viață. Poți învăța cum să te lași ghida de proprii tăi centri psihici superiore ai minții pentru a obține faima, averea și succesul. Poți să te folosești de mintea superioară care există în interiorul fiecarei persoane și să ți se arate cum să faci ca magnetul tău de bani să atragă pentru tine orice sumă de la 1000 de dolari la un milion de dolari. În acest capitol vom învăța această metodă pentru a-ți construi conștiința psihică a banilor, Astfel, încât să nu mai existe atât de mult efort din partea ta. Mulți oameni se luptă pentru o viață întreagă și nu ajung niciodată la securitate financiară. Se estimează că 95% dintre toți oamenii care ajung la vârsta de 65 de ani își pierd averea și sunt dependenți de rude sau de ajutor social. Odată am făcut cercetări pentru o carte pe care o scriam și care se numea Secretul milionului de dolari care stă ascuns în mintea ta. Am verificat viețile a 12 persoane care câștigaseră 100.000 de dolari sau mai mult în cadrul concursului Irish Sweepstakes. Dintre cei 12, 9 și-au pierdut banii în decurs de 2-3 ani și doar trei au reușit să-și construiască o securitate financiară. Regimul pentru a-ți construi vârtejul psihic pentru bogăție și abundență infinită. 1. Centrele tale psihice superioare te pot ghida spre sursa bogăților și abundenței tale dacă le antrenezi zilnic. Pentru a-ți antrena centrii psihici, Stai în liniște în meditație timp de 15 minute pe zi. Repetă următoarele cuvinte în tăcere, în timp ce programezi acest centru psihic superior cu indicații pentru a-ți îmbogăți viața. Acum îmi programez mintea superioară cu dorința de a deveni bogat și de succes. Cer ghidare psihică spre domeniul de activitate potrivit pentru a-mi atinge obiectivul. De a avea securitate financiară și independență financiară, doresc să mi se spună următoarele lucruri. În ce afaceri ar trebui să mă angajez pentru a deveni bogat? Ce produse ar trebui să vând? Cum pot să conving pe cineva cu bani să mă susțină în afaceri? Ce talente creative am care mă pot îmbogăți? De unde pot face rost de banii de care am nevoie pentru a mă lansa în afaceri? Pe cine ar trebui să iau un parteneriat cu mine? După ce ai enunțat acești stimulatori psihici, așează-te cu încredere și lasă să curgă orice gând care îți vine în minte, fără să faci niciun efort de gândire. Uneori, în prima ședință, îți va veni o idee care îți poate aduce succesul, alteori nu va veni nimic. În astfel de cazuri, continuăți activitatea obișnuită și centrele tale psihice superioare vor lucra la problema ta, adunând fapte din subconștientul tău pentru succesul tău în domeniul banilor. Uneori vei fi îndrumat să faci ceva care îți va aduce chiar în situația de care aveai nevoie pentru a-ți aduce succesul pe care l-ai cerut, Așa cum a fost cazul unui student care a cerut suma de 5.000 de dolari pentru a satisface imediat nevoile financiare. E vorba de fapt de o studentă care își pierduse soțul și avea doi copii mici de care trebuia să aibă grijă. Avea doar un singur talent special. Era o foarte bună bucătăreasă și o brutăriță și ținea o casă frumoasă. În afară de asta, nu avea nicio pregătire specială în afaceri sau în a face bani. S-a dus la ședința ei de clarvăzătoare în fiecare zi timp de o săptămână și nimic nu părea să iasă la iveală. Dar într-o zi, citind o revistă pentru femei, a văzut un articol despre un concurs care oferea premii mari pentru cea mai bună rețetă de prăjitură făcută din făina respectivă. Acest lucru a sunat un clopoțel în centrele psihice superioare ale acestei femei și ceva i-a spus să se înscrie în concurs. Mai târziu mi-a spus că în timp ce și-a tortul, punând ingredientele și punând tortul la coacere, a simțit un sentiment de entuziasm și încredere că va câștiga premiul întâi, care se întâmpla să fie de 5000 de dolari când au fost anunțate premiile această femeie a fost anunțată că prăjitura ei a câștigat premiul întâi de 5000 de dolari aceasta era exact suma pe care o ceruse 2 pentru a crea un vârtej psihic stai în meditație și vizualizează un vârtej real acest lucru se întâmplă atunci când un jet de apă se revarsă de la o înălțime mare și începe să se rotească, aspirând tot ce se află la periferia exterioară a vârtejului. Există un astfel de vârtej natural în partea de jos a râului Niagara, cascada Niagara, iar atunci când cobor la baza cascadei pe Made of the Mist, un vapor care transportă pasagerii pe sub cascade, poți vedea acest vârtej gigantic trăgând totul spre centrul său. Acum, când stai în liniște în următoarea meditație, vizualizează-ți mintea fiind ca și acel vârtej. La periferia exterioară vei vedea toate lucrurile pe care dorești să le faci cu banii. Vrei să-ți cumperi propria casă, vrei mobilier frumos, Vrei să-ți iei un televizor, un frigider, cel mai modern aspirator, mașină de spălat și uscător, o mașină nouă, bijuterii frumoase și haine fine. Toate aceste lucruri pe care le reprezintă banii sunt acolo, pe circumferința exterioară a experiențelor tale. Acum începe mental să atragi în centrul vârtejului psihic fiecare din lucrurile pe care dorești să le atragi ia câte un lucru pe rând și lasă dorințele și emoțiile să se umfle până la un nivel de intensitate emoțională. Pe măsură ce selectezi fiecare lucru pe care îl dorești, centrele tale psihice superioare să le demonstreze pentru tine. Închide ochii și rostește următoarea incantație mistică pentru a magnetiza obiectul. Acum îmi magnetizez vârtejul psihic prin emoția dorinței. Atrag în cel mai adânc miez al ființei mele frumosul concept al unei case pe care o voi deține într-o zi. O văd mobilată frumos, mă văd distrând un prietenii în ea văd mica grădină, copacii frumoși care o înconjoară. Mă plim prin cele șase camere, admirând mobilierul. Îmi văd familia trăind în casa visurilor noastre în viitor și acum revendic acest vis psihic ca fiind al meu. 3. După ce ai folosit această meditație a vârtejului psihic pentru un obiect, Odihnește-te o vreme și fă următoarea meditație în ziua următoare. De data aceasta ai putea selecta o mașină pentru care vrei bani. Stai în liniște într-un loc unde nu vei fi deranjat timp de cel puțin o jumătate de oră. Acum vizualizează mental o mașină nouă, modelul, marca și culoarea pe care o dorești. Închide ochii pentru acest exercițiu de vârtej psihic. Acum repet aceste cuvinte sau inventează-le pe cele pe care dorești să le folosești. Acum proiectez prin vârtejul meu psihic imaginea mentală a mașinii pe care o doresc să o dețin și să o conduc. Văd un Chevrolet, sedan cu patru uși de culoare albastră și tapizerie roșie și îmi proiectez familia și pe mine însum, călătorind în mașină, vizitând prieteni, făcând excursii, picnicuri și vizite la țară. Invoc acum legea dominației psihice pentru a aduce această mașină de la periferia exterioară a lumii în lumea interioară subiectivă pentru a ți arăta cum acest vârtej psihic creează forța magnetică invizibilă care atrage lucrurile pe orbita experienței tale, permitem să ți povestesc exemplul a doi studenți pe care i-am avut, un soț și o soție care și-au proiectat dorințele prin intermediul vârtejului psihic și au atras lucruri uimitoare. Ei mi-au scris într-o scrisoare recentă de când am asistat la cursurile dumneavoastră și am învățat legea vârtejului psihic, am primit sumele de 1000 de dolari, 5000 de dolari, 10.000 și 20.000 de dolari și de asemenea un cadilac alb. Apoi scrisoarea continuă astfel, um, povestind despre alte lucruri miraculoase care i s-au întâmplat unei mame bolnave care a fost vindecată și mutată într-o nouă locație. Poți invoca acest vârtej psihic pentru orice îți dorești în viață. Dacă dorești acea casă de vis, realizează că lemnul se află undeva într-o pădure, gata pentru a construi casa pe care ți-o dorești. Dacă îți dorești un pian pentru sufrageria ta, să știi că undeva într-un showroom, acest instrument frumos așteaptă să fie atras în circuitul magnetic al dorințelor și aspirațiilor tale. Un alt student pe care îl am din New York își dorea un pian vertical. Era profesoară de muzică și venise la New York din Midwest. Ea a participat la un recital în care se prezentau câțiva studenți de la un conservator de muzică. Nu avea bani cu care să cumpere un pian. De fapt, nici nu avea un loc de muncă la acea vreme, iar economiile ei erau pe sfârșite. Acolo, la recital, a întâlnit un bărbat care conducea conservatorul și când a aflat că ea era profesor de muzică, i-a oferit un loc de muncă la școala de muzică. În prima ei săptămână de predare a observat că un pian vertical era ținut acolo, era depozitat într-o cameră de la subsol. A întrebat de el și a aflat că se afla acolo de câțiva ani și că nu îl folosea nimeni. A făcut o ofertă pentru el și s-a spus o sumă ridicol de mică, un preț extrem de mic. S-a oferit să-l cumpere și a plătit o mică sumă săptămânală din salariul ei pentru acesta. Acum avea pianul său și a putut să-și creeze o clientelă personală în apartamentul ei, câștigând în timpul liber la fel de mulți bani ca la locul de muncă. 4. Dacă vrei ca vârtejul paranormal să-ți aducă anumite sume de bani, așează-te în meditație și vizualizează acei bani existând deja undeva în lume. Vezi depozitați în seifuri bancare, bagnote proaspete și uh, atrăgătoare de 20, 50 și 100 de dolari, care așteaptă doar să fie atrase în vârtejul magne magnetic al cuiva. Acum proiectează în centrul psihic al minții tale suma de bani pe care o dorești și creează o dorință magnetică pentru ea, știind pentru ce dorești banii spune următoarele cuvinte către tine însuți. Atrag acum în vârtejul meu psihic suma de care am nevoie pentru a-mi achita ipoteca. Cer îndrumare cu privire la modul în care pot atrage acești bani și aștept acum instrucțiuni de la centrele mele psihice superioare. Un tânăr care a venit la cursurile mele din New York avea dorința de a atrage mai mulți bani pentru a-și putea cumpăra un restaurant. El lucra ca ospătar și economisise ceva bani, dar nici pe departe suficienți pentru a cumpăra ceva valoros. Când a învățat cum să creeze vârtejul psihic al bogăției infinite și al abundenței, a fost îndrumat să renunțe la slujba de ospătar și a obținut un loc de muncă ca mesager la o mare firmă de brocheraj de acțiuni a livrat titluri de valoare de la un birou la celălalt al acestei mari companii, dar și rapoarte confidențiale despre acțiunile pe care clienții urmau să cumpere sau să vândă. A continuat să studieze aceste rapoarte în timpul liber și a văzut că acțiunile recomandate urcau invariabil, iar brocării cumpărau mii de acțiuni pentru clienții lor în timp ce acțiunile care primeau un raport negativ păreau să scadă întotdeauna. Într-o zi a văzut un raport confidențial despre o acțiune care se vindea cu 2 dolari pe acțiune. El economisise 2000 de dolari, așa că a cumpărat 1000 de acțiuni și a așteptat rezultatele. În decurs de 4 luni, acest titlu a crescut la 22 de dolari pe acțiune iar el și-a vândut acțiunile, o mie de acțiuni, câte a avut le-a vândut pe toate, obținând un profit de aproape 20.000 de dolari după ce a plătit comisioanele brokerului. El a renunțat imediat la slujba de uh, mesager și a început să caute un loc în care uh, să poată închiria un uh, spațiu pentru a face un restaurant. A găsit o locație ideală la colț de stradă și a deschis o mică cafenea. Acum, cinci ani mai târziu, acest tânăr are trei restaurante mai mari și este pe cale de a face primul său milion. Cinci, sumele mai mari de bani necesită mult mai multă concentrare și mult mai o motivație psihică mult mai mare. Dacă dorești 50.000 de dolari pentru a-ți educa copiii, pentru a-ți cumpăra o casă sau pentru a intra într-o afacere mare, stai în meditație și vizualizează în vârtejul banilor bagnote mari de 1000 de dolari care se învârt în jurul vârtejului. Vedete ca pe un sifon aspirând în miezul magnetismului tău bagnotele de 1000 de dolari. Numărele și vedete primindu-le, vedete cum le pui la bancă și cum cheltuiești acele bagnote. Apoi întreabă-ți centrele psihice superioare ale minții tale cum poți obține acești 50.000 de dolari. Folosește această afirmație magnetică: Îmi doresc acum suma de 50.000 de dolari pentru a cumpăra o casă pentru a contribui la educația copiilor mei. Îmi doresc să magnetizez și să atrag această sumă mare pentru a-mi oferi siguranță pentru viitor. dă idee sau ghidează-mă către o investiție în afaceri care poate deschide larg ușile către depozitul de bogății și abundență universală. 6. După ce ai invocat acest vârtej magnetic dinamic, pentru obținerea unor sume mari de bani, stai jos și taie 5 bucăți de hârtie de mărimea unei bagnote de un dolar. Acum scrie în cele patru colțuri ale acestei hârtii cifra 10.000 de dolari, apoi adună-le și numără cu voce tare până la 50.000 de dolari. Fă acest exercițiu de mai multe ori, astfel încât să crești vârtejul de putere psihică prin intensitatea ta emoțională. Apoi pune bucățile de hârtie într-o cutie pe care scrie Actul pentru Casa Visurilor Mele și mai multe bucăți de hârtie marcate Certificate de Acțiuni. Scrie apoi pe fiecare certificat de acțiuni numele tău pe acțiunile pe care le poți obține din coloanele financiare ale cotidianului tău. De asemenea, pune în acest cufăr al comorilor o bucată de aur simulat o perlă, un diamant, un rubin, smarald sau safir. Acestea devin simbolurile magnetice ale lucrurilor pe care le dorești să le cumperi cu bani. 7. După ce ți-ai construit cufărul cu comori, mergi la el în fiecare seară, chiar înainte de a merge la culcare, treci prin el și creează un vârtej psihic al dorințelor. Vezi banii ca venind la tine, vizualizează-te pe tine însuți, având terenul sau casa pe care o dorești, vede-te pe tine însuți, având bijuteriile sau alte obiecte de valoare. Vezi buletinele de hârtie pe care scrie uh, 10.000 de dolari și revendică-ți bogățiile Universului. În acest fel. Creează o forță magnetică invizibilă care va acționa prin centrele tale psihice superioare, conducând în direcția lucrurilor pe care le-ai magnetizat. 8. Foarte des îți poți folosi centrii psihici superiori prin intermediul viselor clar văzătoare, care îți dezvăluie de fapt cum poți obține banii pe care îi dorești. Uneori, atunci când Ți-ai programat centrii psihici pentru a-ți dezvălui lucruri despre bani și posesiuni, mintea ta psihică superioară va proiecta de fapt un vis în care va fi dezvăluit ceva care ar putea să-ți aducă banii. Motivul pentru care nu întotdeauna contactăm această minte psihică superioară în timp ce suntem treji este acela că mintea conștientă stă în cale. Aceasta nu vrea să creadă în lucruri care nu sunt evidente, așa că se apără. În timp ce dormi, acest to toma necredinciosul al unei minți conștiente este eliminat de pe scenă și doar mintea superioară, subconștientă, este de serviciu. Prin intermediul acestei minți primești impresii psihice și clarvăzătoare. Cântecul seara programezi această minte superioară. Spune o afirmație pozitivă ca aceasta sau inventează-ți una proprie. Acum cer îndrumare în timp ce dorm pentru un vis clar văzător sau o îndrumare psihică către realizarea norocului meu. Arată-mi unde sunt banii ascunși sau dă-mi o idee care îmi poate aduce 10.000 de dolari sau mai mult. Solicit îndrumare intuitivă prin intermediul călă călăuzirii mele superioare pentru a afla unde și cum pot intra în posesia unor sume mari de bani. Puncte de reținut 1. Un om a avut o bănuială psihică de a investi într-o acțiune care i-a adus începutul unei averi de un milion de dolari. 2. Antrenează-ți centrii psihii superiori pentru a construi un vârtej psihic pentru a atrage bogăția și abundența 3 programează-ți mintea psihică superioară cu dorințe pentru afaceri, bani, talente creative și idei care te pot îmbogăți 4 o femeie a folosit acest sistem pentru crearea unui vârtej psihic și a fost ghidată să se înscrie la un concurs de prăjituri unde a câștigat suma de 5000 de dolari 5. Creează vârtejul psihic prin meditație și declarații magnetice care îți trezești centrii psihici în acțiune. 6. Fii ghidat psihic pentru a obține mașina pe care o dorești, sumele de bani pe care le dorești sau alte condiții din viața ta prin intermediul centrilor tăi psihici superiori. 7. O femeie și soțul ei au reușit să creeze vârtejul psihic și să atragă următoarele sume de bani. 1000 de dolari, 5000 de dolari și 20.000 de dolari. Ei au folosit acest lucru pentru a atrage o mașină Cadillac albă. 8. O femeie a reușit să atragă în cercul ei magnetic un pian care a ajutat-o să-și dubleze veniturile ca profesor de muzică. 9. Un tânăr a folosit vârtejul psihic pentru a atrage suma de 20.000 de dolari cu care ai intrat într-o afacere de succes. 10. Construiește-ți scufărul cu comori psihice și pune în el cererile tale psihice pentru 50.000 de dolari sau mai mult, actul de proprietate pentru casa visurilor tale, acțiuni și obligațiuni în valoare de mii de dolari și bijuterii prețioase precum diamante, rubine, smaralde și safire. 11. Construiește-ți averea viitoare prin crearea unui vârtej psihic și magnetic cu bagnote de 10.000 de dolari pe care le creezi din hârtie. Poți construi orice avere pornind de la 10.000 de dolari până la un milion de dolari folosind acest vârtej magnetic de energie psihică. Dragilor, acesta a fost capitolul al 12-lea. Vă invit la următorul capitol, capitolul al 13-lea, Intitulat 15 secrete ale științei succesului care să magnetizeze bogăția pentru tine. Sper că v-a fost de folos, și bineînțeles, până la următorul filmuleț, dragilor, să avem cu toții pace în suflet. Numai bine!